Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Viața Gorjului. Una din localitățile Gorjului este comuna Plopșoru, așa că l-am invitat pe domnul primar Grigorie Petre să vorbim despre problemele, activitățile, administrația din comuna Plopșoru, despre oameni, despre viața lor. Bună seara, domnule primar, bine ați venit! Bună seara, doamnă, și bine v-am găsit! E prima dată când veniți în studio ENSA TV, până acum am venit noi la dumneavoastră, așa că... Da, sper să fie de bun augur. Să sperăm, să sperăm. Domnule primar, aveți o activitate foarte puternică, adică în sensul că multă treabă la primărie. Comuna e destul de mare, înșiruit așa pe europeanul 79, multe sate... Unele pe deal, altele în Jiu, cum ar veni spre Jiu. Aveți o carieră pe suprafața comunei. Cu ce vă confruntați în momentul ăsta? Vine și curățenia de primăvară sau ați început-o deja? Da, avem un program stabilit pentru executarea curățeniei în comună. Trebuie să ne pregătim de sfintele sărbători de Paște, să le primim așa curați sufletește. Și, bineînțeles, și comuna trebuie să fie curată și cetățenii ei, care sunt niște cetățeni onorabili, cu care m-am înțeles foarte bine de când sunt primar. Nu am avut mari probleme legate de neînțelegerile între mine și cetățeni, pentru că totdeauna am căutat să fiu disponibil, fie zi, fie noapte, fie că a strigat la poartă, fie că m-a sunat, fie că întotdeauna zic, stai, vin imediat. O rezolvăm dacă putem, dacă nu, o rezolvăm altă dată. E adevărat că sunteți unul dintre puținii primari care răspundeți la telefon de fiecare dată. Da, deci să nu răspund la telefon. Răspund când am semnal, că dacă trec la piscă nu prea am. Da. Acolo. Dar în rest n-am niciun fel de complex de a răspunde la telefon. Deși în ultimul timp toată lumea trebuie să fie mai atentă cu telefoanele. Cu ce vorbește. Cu ce vorbește, dar n-am nimic de ascuns, așa că pot să spun orice, nu-i, orice legat de activitatea de primar. Că desigur că mă sună și poate câte unul într-un interes particular, dar nu le împreună una cu alta. Oricum, când spuneam că nu sunt puțini care răspund la telefon, mă refer la faptul în special că există oameni care promit și nu se țin de cuvânt. Să scape de om atunci, să îi zică că ei rezolvă o problemă, că îi dă un titlu de proprietate, bine, mă las că îți dau și după aia nu-i mai răspunde la telefon, la asta mă refer. Sau nouă presei. Bine, vin la emisiune, după care te trezești că nu vine și tot așa, adică parolist. Nu vă e teamă să răspundeți la telefonul unui om care i-ați promis ceva. Mai bine nu promiteți. Țin foarte mult la cuvântul și la promisiunea făcută și chiar am insistat și la subordonații mei că poate uneori zice, da, dar știți, cam greu, băi, am promis. Am promis, trebuie să facem. Facem, întâi ne gândim dacă e legal, găzim, nu promitem doar nu ca promitem, să obținem am promis, pe lege, mulțumirea omului și... Da, da, da. În rest, toate bune. Avem activități și în domeniul investițiilor. În acest an, în prezent, executăm un sistem de canalizare apă menajeră în satele Olar, Plopșoru, Sărdănești, Văleni, investiție care a început în această toamnă și este finanțată de către Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Ce valoare și are? Care, deci, sistemul de canalizare pentru aceste sate valorează în jur de 3 milioane de euro. Partea de sud a comunei urmează în etapa a doua cu sistemul de canalizare. În satele Izvoarele, Ceplea, Broșteni, Cursarul Broștenii de sus, cu o stație de epurare amplasată în zona termocentralei turcene acolo, în apropiere. Și în a treia etapă, bineînțeles, satele Deleni și Piscuri, care sunt amplasate mai peste deal și care au o geografie mai aparte și sistemul de canalizare e mai scurt și mai complicat de executat. Va pentru fi un că sistem separat un sistem, de cel de la toate trei. European. La European am două sisteme de alimentare cu apă potabilă, la Piscuri am un sistem de alimentare cu apă potabilă. Deci comuna e este împărțită... E undeva mai sus. Ca... Este la o cotă de diferență. E o cotă între Jiu și satul de Len de 100 de metri. Deci este o diferență, da. Și nu poate să... Iar la canalizare cu atât mai mult. Nu puteți... Sistemul de canalizare este
conceput astfel încât să funcționeze și gravitațional și prin pompare. Din satul Olarii se pompează pe anumite zone pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, comuna este amplasată de-a lungul drumului european, e 79, pe o lungime de 23 de kilometri și are o lungime la ulițe de 30 de kilometri. Deci e un traseu foarte lung, dar în același timp poate că ne și avantajează, pentru că un sistem de canalizare poate să funcționeze în condiții optime și dacă are cantitatea de fluid necesar pe conducte. Nu poți să pui în funcțiune un sistem de canalizare și să ai numai 30% din abonați. Dar sper că atunci când îl voi pune în funcțiune să avem abonații, adică racordurile la gospodării să fie făcute și toți aceia care au apă potabilă, pentru că în prezent am peste 60% din cetățeni racordați la sistemul de alimentare cu apă potabilă și toți aceștia, cât și ceilalți care au o sursă proprie, pentru că sunt cetățeni care au sursă proprie, sunt cetățeni care sunt racordați la sistemul de alimentare cu apă potabilă din conducta Izvarna-Craiova. Bineînțeles că și eu sunt racordat la Izvarna. Deci și aveți apă de munte? Da, am apă și din Izvarna, am apă și din surse proprii. În momentul în care conducta de Izvarna nu funcționează, pornesc puțurile și alimentez cetățenii. Eu n-am probleme din punctul ăsta de vedere. Iar ceilalți care sunt racordați la Izvarna direct, le-aș recomanda să vină la noi, pentru că noi vindem... Chiar cât e apă la mai 2,50 lei. Pe când la cei de la Craiova e 4,50 lei metru cub. Deci e o diferență și cred că ar fi bine să treacă la noi și... Păi poate nu știu cetățenii că chiar poate ar fi un avantaj. Poate că unii au neglijat, poate că unii nu știu, dar cu această ocazie îi și informez și îi și rog frumos să vină la noi, să nu mai meargă la Craiova, să plătească la Craiova. Cam câți cetățenii sunt racordați la Izvarna direct și plătesc la Craiova? Nu am o monitorizare. Cam dar cât la sută? Oricum cred că peste 15%. Destul pentru de că mult. De-a lungul anilor nu există un sistem de alimentare cu apă potabilă propriu. Asta era singura soluție. Asta era singura soluție, mai ales în zonele critice, cum erau satele Olari și Plopșoru, unde prin construirea carierii Peșteana Sud, care ne-a adus și beneficii, dar pe partea cealaltă, bineînțeles că... A rupt pânza de apă freatică. Pânza de apă freatică și atunci cetățenii au fost nevoiți să se racordeze la Izvarna. Un proiect pentru sistem de canalizare, unul în execuție, două în așteptare, pentru că nu poți să le faci toate dintr-o dată, pentru că fiecare proiect implică și o cofinanțare. Chiar dacă nu este mare, totuși sunt parte de proiectare, sunt parte celelalte costuri, studiul de fezabilitate care implică și trebuie să, la bugetul nostru, pentru că trebuie să spun pe această cale că avem un buget foarte subțire, constituit doar din taxe și impozite locale și o brumă de bani care provine de la unitatea minieră cariere Peșteana, că avem cariera Peșteana Sud și depozitul de cărbune Cocorem pe teritoriul comunei Plopșoru, parțial cariera de Peșteana Sud, dar, mă rog, acolo cât e de puțin se simte. Importantă și sumă aceea, da, chiar dacă nu e foarte mare. Și cariera Peșteana Sud. Și termocentrala nu are pe teritoriul dumneavoastră deloc? Nu. Era bine. Era bine, dar mai sunt mici balastiere, da. Mici, agenți economici mici, agenți economici mari, ăștia sunt mari contribuabili pe care trebuie să o ținem cu orice preț. Da, neapărat. Da. Acum s-au făcut niște mișcări cu bugetele la nivel legislativ și au stabilit mai mari noștri de la București cum se împart banii și de unde. La dumneavoastră a fost un câștig sau o pierdere această modificare? O pierdere. Da. Se știe că localitățile mari au pierdut și localitățile mele mici au primit, dar avem promisiunea că se vor face rectificări, pot fi aduse și amendamente la lege, pot fi modificate legile, că darea avem Parlament să le modifice și să le modifice în favoarea cetățeanului, astfel încât trebuie păstrat un echilibru, astfel încât să dăm comunităților în funcție de necesități.
Da, într-adevăr, eu anul ăsta am primit mai puțin la începutul anului, dar avem promisiuni că în timpul anului se vor face rectificări și că vom reveni, că altfel nu vom putea plăti nici salariile. Aoleu, asta nu dacă e bine. Dacă rămâne așa. Dacă rămâne așa. Dar nu rămâne, cu siguranță nu rămâne, că am discutat și cu domnul președinte Călinoiu și cu ceilalți factori de conducere și au zis că nu rămâne așa. Să dea Dumnezeu. Și acum să revenim la apă și canalizare. Apă, în momentul ăsta, au toți locuitorii comunei? Da, toți cetățenii comunei Plopșoru au posibilitatea apă. Să se racordeze la sistemul de alimentare deci, cu apă potabilă. Există. În jur de 60% sunt racordați la sistemul propriu, ceilalți la izvarna și cei care nu au posibilitate, poate că vor putea în viitor, pentru că racordul nu costă mult. Cât costă racordul, ca să știe și oamenii? Un racord costă, depinde de distanță, e relativ, nu e la fiecare o sumă exactă, depinde de distanța de la conducta principală până la casa omului, în jur de 500-600 de lei, cu tot, cu materiale. Materiale, cu tot. Proiect da. Și toate celelalte? Totul intră aici, deci nu, nu se pune problema că n-ar putea. Dacă da, sunt și oameni, că vedeți în ziua de azi și cu ajutor social, chiar e greu pentru o familie care trebuie să întrețină copiii și care să poată să pună în balanță uneori ce fac, îmi duc copilul la școală, îl îmbrac sau mă sacrific să bag apă sau să plătesc apă sau să plătesc da, apă aici, canalizare. Da, da. Și ei ce fac? Au fântâni sau ia apă de la rețeaua stradală? Am pompe stradale. Se descurcă. Nu e problemă în comun. Uh-huh. Nu. Uh-huh. Da, și am modernizat drumuri. Urmează să modernizat drumuri de exploatare, drumuri forestiere, urmează să modernizez și drumurile sătești, pentru că nu puteam să pun carul înaintea boilor, adică să fac întâi asfalt pe ulițe și după aceea să vin cu canalizarea, să sparg și să fac sistemul de canalizare. La urmă de asta n-am putut să fac asfaltul, da, da. Uh-huh. Dar deja am. Deci pentru cele 4 sate deja am proiectul aprobat și urmează și proiectul celelalte. Proiectul de asfaltare sau de canalizare? Da, 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 de asfaltare. De canalizare. Canalizarea a început. A început. Am introdus conductele pe Olari, Plopșoru, Sărdănești, urmează Văleniu și din spate să venim cu asfaltul astfel încât să îngropăm conductele și să fie totul funcțional, să nu mai fim nevoiți să intervenim în infrastructura drumului. Cât la sută din drumuri sunt acum asfaltate și cât nu? Aveți odată europeanul? Am europeanul, am drumul comunal DC48 Plopșoru Piscuri asfaltat și celelalte ulițe urmează să le asfaltăm, pentru că nu puteam să asfaltăm înainte și să executăm sistemul de canalizare. După să venim să tăiem, să distrugem infrastructura drumului, pentru că asta este. Sistemul de canalizare uneori trebuie să cobori chiar 3 metri sau 4 metri ca să asiguri cota de curgere. Pentru că dacă mergi la ideea să montezi multe stații de pompare, după aceea prețul de cost va fi mult mai mare. Corect. Norocul nostru este că l-am gândit de la început să curgă de la nord la sud, cu mici inflexiuni, unde există sinclinal și anticlinal în relieful drumului, unde suntem nevoiți să montăm stații de pompare. Dar în rest, n-avem treabă. Deci va fi gravitațional în... Gravitațional pe ulițele laterale, gravitațional pe drum acolo unde coboară și doar acolo unde intervine pantă, vine prin pompare. Am înțeles. Deci înseamnă că nu vor fi prețuri mari pentru serviciul ăsta. Nu vor fi prețuri mari, bineînțeles. Și nu, o să căutăm în așa fel încât să lăsăm cât de cât un preț rezonabil ca să poată omul să plătească și interesul nostru este să racordăm cât mai mulți și să adunăm mai puțin de la mulți. Corect. Decât să ridicăm un preț și să nu poată să plătească. Și oricum și nici nu beneficiază de serviciul respectiv. Corect, iar cheltuielile generale ale serviciului de cheltuielile generale vor fi cam aceleași. Și pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă și pentru sistemul de canalizare trebuie, bineînțeles, subvenționate și de la Consiliul Local, că altfel crește prețul, nu se poate. Dar asta e, banii sunt publici și ajung la cetățean. Corect. În folosul cetățeanului trebuie să asigurăm servicii publice de calitate și la un preț rezonabil. Corect. Cine se va ocupa de administrarea sistemului de canalizare? Cine se ocupa acum de apă? Aveți un serviciu al dumneavoastră? Ați contractat o firmă? Nu am contractat nicio firmă. Eu sunt inginer de meserie. Am niște băieți
bine pregătiți, meseriași și ne ocupăm noi. Și merge. Un sistem în cadrul primăriei. Am un sistem de gospodărie locală. Ăsta e un alt motiv pentru care apa este ieftină la dumneavoastră. Aici secretul. Aici dacă, secretul. Dacă externalizăm sau dacă înființăm un serviciu public extern, atunci intervine problema. Și contabil, și director, și uite așa, se încarcă organigrama. Corect. Și cresc prețurile pe locuitor. 5 oameni și cu 7 oameni care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei comune pe lungime de 24-30 de kilometri și ceva. Și încasările cum le faceți? Vin oamenii la casierie sau merge încasatorul în teren? Nu, merge cititorul în teren. Cititorul? Da. Merge în teren, verifică contorul și citește și dă o înștiințare. Și el vine la primărie și plătește când poate omul. Nu să, gata, azi te-am citit, mâine vii cu banii. Da, da, da. Am înțeles. Spuneați că pentru canalizare aveți un proiect câștigat. Pentru drum, spuneați că după canalizare veți asfalta. Deci avem și pentru drum, tot la fel, un proiect de modernizare a drumurilor sătești și vicinale în satele Olar, Plopșorul, Sărdănești, Văleni, prin PNDL. Același program. Și canalizare și drum. Ai același proiect? Nu. Proiecte același diferite, program, același program de finanțare. Am înțeles, 3 milioane e pentru canalizare. Și în jurul de 2 milioane și ceva. 3 milioane de lei, da? Noi, da? 3 milioane de euro. Sau de euro. 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 Da. Așa. Și în jur de 2 milioane de euro pentru drumuri. Pentru drumuri, da. Nu pot să vă dau date exacte. Nu e o problemă. Mă rog. E bine să discutăm aproximativ, da. Să rămână cifra în mintea omului, nu pe cifre exacte. Ce lungime va avea sistemul de canalizare, aproximativ? Sistemul de canalizare va avea o lungime în total, păi vor fi 3 sisteme. Și în total? În total, că sunt pe 2 părți. Actualul sistem are în jur de 34 de kilometri. Ăsta funcționează ăsta deja? Ăsta nu, care îl construim. Care îl construiți? Celălalt, în celelalte sate va fi de 24 de kilometri. Și cel din Deleni și Piscuri va fi de 14 km. Sunt pe același proiect? Pentru că are 7 km. Nu, am spus, 3 proiecte. 3 proiecte, 3 sisteme. Canalizare? Da, și pentru apă. Al patrulea? Nu. Nu. Nu m-ați înțeles. Lămuriți-mă și pe mine și pe telespectatori. Există 3 sisteme de alimentare cu apă potabilă, satele Olar, Plopșorul, Sărdănești, Văleni, satele Izvoarele, Ceprea, Broșteni, Cursarul, Broșteni de Sus, da. Satele Deleni, Piscuri. Există Trei sisteme de canalizare. Exact. Și fiecare gândite, proiect este apă canalizare. Exact, gândite după. Și asfaltul tot la fel. Exact. Apă, canalizare, asfalt. Toate gândite pentru trei segmente din comun. Am înțeles. Păi da, e bine gândit. Da, ordinea e bine care gândit trebuie. De la început, ordinea care trebuie. Desigur că mai fi nevoie. Mai avem 2 proiecte câștigate pentru 2 cămine culturale, căminul din Olari și căminul din Ceplea, care sunt în așteptare la CNI și pentru care sper că anul acesta să se susțină licitațiile, pentru că nu ținem noi licitațiile, și să intre în execuție. Și pentru că vorbiți de cămine culturale, mi-amintesc că aveți și o construcție acolo pe care ne-ați și arătat-o anul trecut când am venit la sărbătoarea de 15 august, nu? Sau da, când este? La Sfânta, așa, Maria. La Sfânta Maria. Era o construcție privată, care spunea dumneavoastră că a luat legătura cu, apropo de restaurări, de renovări, ce s-a mai întâmplat cu acea construcție boierească de peste drum de târg? Da, Conacul Tomovici. Conacul Tomovici, nu ea mai noastră, țineam minte. E dumneavoastră? Da. S-au hotărât proprietarii să vă doneze? Da, s-au hotărât pentru că nu puteau să investească în clădire, și se afla într-o stare de degradare avansată și soluția a fost să o cedeze autorități comunei și noi să ne ocupăm în viitor, să o restaurăm și să fie a noastră și să vedem ce destinație să-i dăm. Eu merg la ideea să facem un palat al copiilor, da, acolo, să bună idee. Facem o fundație creștină. Ne-a dat și o suprafață de 3500 de metri pătrați. Donație? Da. Și clădirea și terenul? Și clădirea și terenul. Extraordinar. Și mulțumesc pe această cale și Doamne ajută, sănătate. Doamne ajută, o să-i punem în pomelnică, vin paștile. Da.
Păi, și terenul e tot acolo unde e clădirea? La da, drumul e terenul, european? Da, la drumul european. O să iese ceva puteți frumos acolo. Puteți face un serviciu comunal, un serviciu de servicii comunale, să zicem, un complex de servicii comunale deosebit acolo. Complexul de servicii comunale nu, intenționez să-l duc în blocul de vis-a-vis. Ah, am înțeles. Acolo vom oferi și aici va fi spații o chestie culturală, dispoziție. Înseamnă. Da, partea de utilități o separăm de partea de cultură. Hai să nu le împreunăm. Da, da, da. Deci în bloc vor funcționa serviciile de gospodărire comunală, respectiv birourile pentru apă, pentru canalizare, pentru deșeuri. Da, da, da. Și în clădirea aceea ceva de cultură, cultura și de religie, de credință, de o fundație creștină asta vreau. Sper să-mi ajute Dumnezeu să obțin finanțare în viitor. Deocamdată ne ocupăm de partea de utilități, dar trebuie să ne ocupăm și de ea să nu rămână în degradare. Dar e important că ați reușit să o achiziționați, mai ales că are și o arhitectură deosebită. Poate reușiți să-i păstrați, e declarată monument? E monument istoric, istoric și obligatoriu trebuie să-i păstrăm arhitectura. Nu avem voie să schimbăm absolut nimic. Am făcut audit energetic și prin audit energetic se stabilește o temă de proiectare. Nu facem de capul nostru cum vrem. Sunt niște reguli și sunt reguli inginerești. Nu, mai ales că nu sunt. Sunt și eu inginer și știu că trebuie stabilit și respectat. Da. În inginerie nu ai voie să faci greșeli. Apropo de subiectul cu ingineria și cu greșelile și cu mineritul pe care mi l-ați transmis dumneavoastră mai devreme, da, într-adevăr, în zonă sunt probleme cu agenții economici. Se zvonește că se închide cariera pește Anasul. Nu știu ce să cred despre aceste afirmații. O exploatare minieră, o mină, o carieră din faza de deschidere sunt făcute investiții foarte mari. Sunt făcute investiții pentru prospecțiuni, sunt făcute investiții pentru asecare, sunt făcute investiții pentru deschidere și abia mai târziu ajungi într-adevăr la zăcământ. Și nu poți să judeci o anumită exploatare sau rentabilitate, ei nu poți să o calculezi la un anumit moment. Rentabilitatea unei exploatări se calculează per total, de la deschidere și până la închidere. A închide o exploatare minieră la jumătatea activității ei e o crimă. Se cheamă că e nerentabilă pe total. Pentru că exact că acolo nerentabilă când trebuie să iei cărbunele, tu atunci o închizi. Cine suportă, una, am toate pierderile de până acum. De la început. Pentru că am făcut o investiție. Investițiile care nu le-am amortizat. Să deschid și nu le-am amortizat. Corect. Doi, cine suportă cheltuielile pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor rămase pur și simplu ca un deșert. Pentru că CEO după ar trebui. Păi CEO o face atâta timp cât o face din timpul exploatării, din costurile exploatării. Și după dacă nu mai exploatează, de trebuie să ceară bani la guvern sau le lasă pe spatele autorităților publice locale. Trebuie făcute reîmpăduriri, trebuie făcute împăduriri, e un întreg proces, plantări, dar reutilizarea terenurilor și redarea în circuitul agricol nu se face într-un an, doi. Asta e chestie de durată, de 25 de ani. Iar v-am zis încă o dată, ca să închizi o carieră la jumătatea activității e o crimă, nu se poate așa ceva. În zonă s-au mai făcut greșeli, s-a închis cariera Urdari. O carieră de deal, o carieră care mi-era drag să merg în ea, că eu am lucrat acolo, acolo și de care mă leagă amintiri. Și era, cred că, singura carieră în care n-aveai nevoie de cizme să intri în carieră. Și tocmai acea carieră a fost închisă, iar acum în zonă, e un lac. Un lac la baza unei hălzi, pe versantul din apusul satului Urdari, care oricând poate să producă infiltrații de apă și poate să producă o alunecare către casele oamenilor. Și ce am făcut? Am închis activitatea, n-am redat circuitul agricol, nici terenurile, lacul e acolo și stăm și ne uităm. Și nu-i bine deloc. Eu sper că nu se va închide cariera Peșteana Sud. Am purtat discuții și cu domnul președinte Călinoiu și cu alții factori de decizie din CEO
și le-am explicat același lucru și le transmit și pe această cale să se gândească totuși înainte de a lua o decizie de închidere a unei exploatări cum e cariera Peștena Sud, mai ales că această carieră, din punctul meu de vedere, e una dintre cele mai rentabile cariere. Unu, are un cărbune cu putere calorică. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca inginer miner. Ca inginer, nu ca primar. Miner, nu ca primar. Ca primar e clar că aveți interes să strângeți bani la buget. Dar ca inginer și ca și cunoscător pentru că ați lucrat în zonă. Cariera are un cărbune cu o putere calorică de 2300. Nu ca în alte cariere, în Jil sau în altă parte, între 1700-1800. Cariera are în stratigrafie, în strate, balast cu granulometrie mare. Nisipuri, care poate și ăla fi pietrișuri, folosit. Argilă. Deci din această carieră tot se poate exploata. Trebuie doar să găsim și să unde soluții să și unde să le vindem. Dar nu să luăm o decizie să o închidem. Nu, așa ceva. Bine că nu cred că se face. Așa ceva nu se va întâmpla. Mai ales în momentul de față, da, într-adevăr, am înțeles că s-a discutat în presă. Nu cred că există undeva scris negru pe alb că gata, luăm decizia să închidem cariera Peșteana Sud. Doar discuții, negocieri între sindicate și administrație, care în momentul de față văd că sunt pe calea cea bună și că, într-adevăr, au găsit o soluție comună. Și găsind o soluție comună pentru contractul colectiv de muncă, cred că vor găsi și pentru această soluție, pentru carieră, o soluție tot bună, să nu se închidă, mai ales că lucrează și din Plopșorul mulți oameni acolo și sunt oameni care, poate o să spună că nu, că îi luăm și ducem în altă parte. Păi nu e soluția asta, soluția este să mergem mai departe și să ducem să la bun sfârșit, să ducem la bun sfârșit obiectivul și să atingem scopul pentru care a fost creată. Nu să tot închidem. În țara asta tot am închis mine de cupru, tot am închis mine de aur, tot am închis exploatări de carieră, tot am închis exploatări subterane în Valea Jiului și stau de vorbă și în Valea Jiului, că am făcut facultatea acolo, am lucrat și pe acolo pe la Livezen în perioada și mă întâlnesc cu oameni și oamenii se plâng, domne, e dezastru, nu se poate. Deci mineritul, într-adevăr, nu poate fi rentabil pe perioade scurte. Dar când a fost făcută o proiectare, s-a gândit rentabilitatea ei de la deschidere până la închidere. Și până la epuizarea, până la epuizarea rezervei. Dar ca rezervă cum stăm la Peșteana Sud? La rezervă? Cât la sută? Peșteana Sud mai are rezervă pentru încă 15 ani de acum încolo. Într-o exploatare minieră sau într-un gigant cum e CEO și cum s-a gândit că înainte erau organizați pe combinate miniere, s-a gândit crearea mai multor exploatări, tocmai în sensul că merge o exploatare pe deschidere 3 ani de zile, consumă bani, dar exploatarea cealaltă de la Roșia merge pe cărbune. Da. Deci și atunci, toate fiind mai multe sub aceeași cupolă, se echilibrează. Toate sunt gândite costurile. Și producția e gândită în așa fel încât să echilibreze costurile. În momentul în care una merge pe deschidere, cealaltă merge pe producție. În timp ce faci revizia la un excavator, în partea la altă exploatezi. Nu poate supraviețui o exploatare singură. Nu poate supraviețui. Trebuie să meargă în continuare după gândirea după care au fost create și după modul în care au fost organizate pe bazine miniere. Că de-aia au fost organizate așa. Unei merg pe deschidere, alții merg pe producție, în altele merge pe retehnologizare și în felul ăsta se acoperă costurile de la una la alta. Și pentru că tot vorbim de cupolă unică, sunteți de acord cu acest mix energetic propus și neluat în calcul ca și hidrocentralele din Gorj să participe la activitatea asta, adică să existe, pentru că acolo sunt prețuri mici la energie, să se fie împreună într-un complex termocentralele cu hidrocentralele? Deci când eram inginer la Peșteana, eram la sindicat. Chiar am avut un memoriu făcut în vremea respectivă, erau la putere liberalii, era convenția. Democrată, da. Da. Și chiar am avut făcut convenția democrată formată din liberali și
pe... Și țărăniști, și pediști, erau mai mulți acolo și s-au spart între ei și n-au făcut nimic. Da. Chiar am avut un memoriu prezentat ministrului de atunci în care arătam că este necesar ca termocentralele să fie cuprinse într-un conglomerat cu exploatările miniere pentru a vinde mai multe produse. Adică dacă nu pot să vând cărbune, vând energie. Același lucru se întâmplă și cu hidrocentralele. Că și ei la rândul lor au perioade critice în care nu este apă și nu pot să producă și discutam mai înainte de costurile de investiții, de retehnologizări. La ora actuală, hidrocentralele din România sunt, într-adevăr, unele retehnologizate, dar sunt unele care necesită retehnologizări, care costă foarte mult. Ori, aducându-le în aceeași cupolă, într-adevăr, pot să suporți mai ușor retehnologizările și punctele critice în același timp. Nu ca ei, într-adevăr, produc energie mai ieftină, dar au și probleme când nu este apă, nu? Și de acord, trebuie... dar și când produc energia aia ieftină, dacă faci un preț mediu, scade prețul energiei și putem să vindem la un preț competitiv. Exact, ăsta e interesul. Să fie un preț mediu, da. Și dacă ăsta e interesul, de ce nu se face, domnul primar? Că sunteți ingineri. Eu de la Plopșor... Și apropo, eu prima facultate am terminat centrale termoelectrice, așa că vorbim un energetician cu un inginer, dumneavoastră primar, eu realizator la ora actuală. Da, da. De ce nu se face treaba asta? Probabil dacă că, asta-i bine. Probabil că încă nu s-a ajuns la o soluție comună, dar atâta timp cât se discută și există disponibilitate din partea unor factori guvernamentali, din câte am înțeles, există disponibilitate, o să se realizeze și acest lucru și să nu uităm că trebuie făcut o strategie energetică la nivel național care să ne asigure pe plan european o sustenabilitate, pentru că România într-adevăr este o țară cu potențial energetic enorm și că trebuie să exploatăm acest potențial energetic. Nu numai atât, trebuie să exploatăm toate resursele de care dispunem. Să nu uităm că țări, să luăm Norvegia, de exemplu, pe baza resurselor interne, a reușit să ajungă unde este acum o țară dezvoltată cu un PIB pe locuitor pe care îl știm destul de bine. Noi de ce să nu exploatăm resursele noastre? Ce interes avem? Ce interes am avut să închidem mina Brad, unde sunt destule resurse și minereuri de aur? Ce interes am avut să închidem mine de cupru? Ce interes am avut? Hai să le redeschidem și să dăm țării potențialul pe care îl are. Dacă agricultura n-a reușit să facem mare lucru cu ea, hai să folosim resursele. Nu văd niciun impediment în asta. De ce să trăiască populația în sărăcie când avem o țară bogată? Noi, ca televiziune de tradiții, folclor și îndreptată către populație, așa suntem, avem și o emisiune, colega noastră Mihaela Andreescu, tot în cadrul emisiunii Viața Gorjului, face reportaje de agricultură în județ. Și cu greu găsim oameni care fac agricultură. Păi nu mai prea are cine pentru să facă agricultură. Pentru că e o altă resursă, pământul. Avem pământ. Și la dumneavoastră, la Plopșorul, și chiar discutam într-o emisiune anterioară anul trecut, și la dumneavoastră sunt terenuri. Aveți resurse minerale, cărbune. De ce nu este o comună extraordinar de bogată, cu un buget foarte mare? Comuna este bogată, pentru că are oameni bogați, și are resurse. Resurse. Bun, haideți numai să ne exploatăm, trebuie, domnule primar. Trebuie pus primar. În valoare. Revenim la pământ. Da. Pământul, într-adevăr, este bogăția națională cea mai de preț a românului, pentru că din totdeauna a trăit din ultima resursă, a fost pământul. Și la ora actuală avem atât potențial agricol care trebuie folosit, dar avem o altă problemă. Nu avem încă stabilită o strategie clară de colectare a acestor produse agricole. Corect. Aici apare problema. Nu au oamenii unde să ducă produsele pe care le rezultă din producția agricolă. Și atunci... Iar importurile ne frâng gâtul. Și atunci intervine politica europeană care cu cine ține? Cu noi? Nu. Cu ei să aibă unde vinde. Vedeți? Și cu noi să ne ducem să muncim la ei. Sau să cumpărăm de la ei produsele să muncim, din magazinele să cumpărăm și să... deci, asta, făcute aici, la noi.
Aici e problema, da. Și făcute prost, pentru că produsele noastre din agricultură sunt net superioare lor. Terenurile noastre produc legume, produc fructe cu un gust deosebit, cu aromă. Nu ce produc ei și ce aduc din altă parte, care nu știi care-i pară, care-i roșie și care-i castravete. La gust mă refer. Și mai ales că corpul uman are nevoie de alimente și de legume îngrășate natural și nu cu chimicale. Chiar stăteam de vorbă cu un medic și spunea că foarte multe, chiar alimente vegetale consumate în stare proaspătă, conțin substanțe și nu mai vorbim de carne și de carnea crescută, de animalele crescute în acele crescătorii, dar și plantele, conțin substanțe nesănătoase. De ce? Pentru că sunt crescute la normă, să nu cumva să, cu multe pesticide, cu hormon de creștere și mâncăm și de aia suntem bolnavi și de aia nu ne simțim bine. Și nu suntem în stare să... Și prețurile noastre sunt mari pentru produsele făcute în agricultura noastră care este aproape ecologică. Da, organismul ia ce-i dai. Dar săracul nu suportă orice. Și ne întrebăm eu, de ce e ieftin. Eu, de exemplu, mulțumesc lui Dumnezeu că nu mănânc așa mult, mănânc puțin și mănânc mai natural. Adică săpați în grădină? Da, de ce nu? Nu vă duceți la hipermarket? Nu. Deloc? Eu îmi produc alimentele necesare în grădină la mine, în sorar la mine. Eu îmi lucrez livada de pom, eu îi tai. Eu ce pom aveți în livadă? Ca să... Am și prun și cai și meri și peri și castani și nuți și tot. Castani? Tot. Da, de ce nu? Castan comestibil sau... Sunt mai tineri, da. Castan comestibil. Dar merge și consum de la mine. E mai bine, mai sănătos. Da, extraordinar. Iată că se poate să mâncăm și din grădina proprie. Se poate. Și sănătos. Vreau să am așa o gospodărie cu de toate. De ce nu? Dar de acum, în ultimul timp mă ocup de pomicultură, în general. Pomicultură, viticultură. Și ce faceți cu fructele? Că spuneam că nu există fabrici de procesare, nu există desfacere, nu există. Prunele fac țuică. Dau la prieteni. Da. Dau și prune la cetățeni, vin și le dau. Da, care îmi cere, le dau. Mă sună, vorbesc cu soția mea. Domn primar, mă duc să iau și eu prune, du-te acolo în grădină și ea. Nu-i problemă. Și mi-e drag, le văd și încerc să-i conving. Le văd, le pipă, le miros, văd că sunt bune și poate în felul ăsta îi conving și pe ei să planteze. Și pe mulți dintre ei am convins în felul ăsta să planteze, arătându-le cât sunt de bune. Se face agricultură în Plopșorul. Da, se face agricultură în Plopșorul. Nu sunt terenuri care să nu fie nelucrate în Plopșorul. Nu sunt? Nu. În general, pe dealuri. Unde nu este posibil să lucrezi cu tractorul. Mă rog, mai sunt și la ora actuală zone în care se lucrează cu plugul, cu boi, cum era pe timpuri, cu vaci, da, cu cai, dar nu mai sunt așa mult și, mă rog, le-au cam lăsat. Acolo unde merg în Italia, merg în altă parte să lucreze, nu mai lucrează terenurile, dar le lucrează bătrânii care rămân acasă. Ce culturi merg bine în Plopșorul? Păi în zona de șes merg și porumbul și grâu, iar în zona de deală merg pomii fructiferi, vița de vie. Ce vin faceți la Plopșorul? Ce strugure aveți? Struguri autohtoni. Care? De pe timpul dacilor. Nu merg alții. Am încercat să plantăm vița de vie de soi și nu merge. În momentul în care apare prima secetă puternică în timpul verii, se duce. Și i-am sfătuit pe cetățeni, plantați viță de vie de-a noastră românească. Ea e învățată să ducă cu rădăcinile adânc în pământ. Pentru că e aclimatizată și e de sute de ani aici, de mii de ani și știe să trăiască și la secetă, și la ploaie abundentă, și la toate. Și acum să trecem de la agricultură, domnule primar, la cultură. Și la trecutul comunei, pe care nu o să-l dezvoltăm acum pentru că este foarte vast, și la viitor, și pe administrație și din punct de vedere cultural. Aveți un exemplu acolo? Eu de câte ori am ocazia și aud pe cineva că se vaită, că are monumentele distruse, că nu are bani să le restaureze. Eu dau exemplu Biserica de la Ceplea.
Biserica dumneavoastră de la Ceplea, care a ajuns dintr-o clădire fără acoperiș și spartă în patru, a ajuns o frumoasă biserică acum, pentru că ați insistat și ați obținut fonduri de la Ministerul Culturii. Dar, în general, aveți grijă de monumente la Plopșorul? În funcție de posibilitățile financiare, dar bineînțeles că ne-am zbătut, s-au construit în timpul în care, de când sunt eu primar, și două monumente, monumentul rezistenței anticomuniste în satul Piscuri, monumentul țăranului român creștin în satul Plopșoru. Intenționăm acum să construim un nou monument. M-am gândit la mai multe denumiri, printre cele mai... una dintre ele este monumentul recunoștinței creștine și cred că până la urmă așa-i vom zice. Îl amplasăm în Ceplea, fiindcă ai deschis discuția de biserică, acolo în poiana bisericii, să ambientăm biserica, să îmbinăm credința cu cultura și cu cultul eroilor, pentru că, într-adevăr, un popor care nu-și cultivă eroii este un popor care își cam pierde istoria. Și intenționăm și pentru zona de sud, că v-am zis că toată comuna am împărțit-o în trei. Am construit un monument în Piscuri, am construit un monument în Plopșoru, urmează un monument în Ceplea, chiar în fața bisericii, undeva lateral, să nu luăm imaginea bisericii, și care, cu ajutorul Dumnezeu, sper că până la anul să-l terminăm și să vă invităm la dezvelirea lui. Cu mare tot așa drag. Îl vom face cu tunuri ambientale și vom pune pe el ridicat în cinstea eroilor căzuți în primul, al doilea război mondial pentru apărarea gliei și a neamului strămoșesc, românesc. Da. Ce alte planuri de viitor aveți legate de Comuna Plopșoru? Pentru că mai avem doar câteva minute și nu pot să nu vă întreb, că oamenii sigur sunt curioși să știe ce urmează. Ce urmează? Urmează să fiu același om, aproape de ei, urmează să merg în continuare pe aceeași cale pe care am pornit și să-mi dau toată stăruința și să depun tot efortul ca în continuare să le asigur construirea unor obiective pentru a le asigura servicii publice de calitate, adică ce am vorbit mai înainte cu drumuri, cu canalizări, cu sisteme de apă, cu cămine culturale, și urmează în viitor să găsim o soluție pentru a construi ceva să dăm oamenilor de lucru. Dacă nu construiesc investitorii, până la urmă o să ne implicăm noi, după ce terminăm partea de utilități, să deschidem mici ateliere, să fabricuțe care să producă și să aibă oamenii unde să lucreze. Asta e viziunea mea. Deci, după ce termin... Dar în ce domeniu? Ce domenii ar merge? Păi să folosim acolo produsele agricole, o fabrică de conserve, de exemplu, să folosim agregatele locale, să folosim chiar energia solară, să punem, să construim panouri pentru consumul propriu, pe clădirile școlilor, pe clădirile bisericilor, de ce nu. Să asigurăm în viitor o autonomie locală din punct de vedere al resurselor și al locurilor de muncă, să ne gospodărim singuri și să asigurăm cetățenilor posibilitatea de a câștiga un salariu. Să facem în așa fel încât să-i aducem de acolo de unde au plecat. Asta e viziunea mea de viitor, când m-ați întrebat. Și în afară de o fabrică de procesare, de exemplu, poate că și o piață de desfacere către, eu știu, o încercare de asociere, v-ați gândit, a producătorilor agricoli? Ne-am gândit, sau o piață, ne-am gândit la altceva. Aveți un târgul la Peșteana, noi la noi, dar e foarte aproape și nu se justifică încă un târg la noi. Nu, dacă facem o fabrică de conserve, facem și un depozit. Un depozit unde putem să le depozităm și de unde putem să le vindem. Faceți desfacerea în gro. Exact. Nu cu, să nu cultive cetățeanul orice pe pământul lui. Să cultive ceea ce este nevoie, adică această structură, în colaborare cu Direcția Agricolă Județeană, să găsească piața de desfacere și să gândim așa, în anul viitor, toți cetățenii de la Plopșoru să pună lubenițe. Sau mai știu eu ce, am dat un exemplu. Sau
cartofi. Să sau... se facă o prospectare a pieții, să exact, se știe de ce este nevoie și să avem precontracte. Adică cetățeanul încheie un precontract cu structura respectivă, structura cu un agent economic important. Așa trebuie să meargă. Totul să fie legat. Ca să aveți desfacerea asigurată. Da, da. Și atunci, pentru că suntem la finalul emisiunii, eu vă urez să exploatați resursele minerale ale comunei, indiferent că în colaborare cu CEO sau poate privat. De ce să nu deschideți dumneavoastră o carieră dacă o închide CEO, de exemplu? Nu. Că tot spuneați de exploatarea resurselor, gândesc că vă gândeați la nisipuri, la alte materiale. Am garanția că nu se va închide. Nu se va închide. Nu se va închide, că îi cunosc pe oamenii care conduc și nu cred că vor face asemenea greșeli. Da, eu aș face în locul dumneavoastră, le spune, dacă voi o închideți, o redeschid eu primăria Plopșorul. E posibil și așa ceva, da. Dacă deci... vor să scape de ea, o preluăm noi. Da, mai ales că ei au cheltuit deja pentru investițiile importante. Da, da. Noastră vă bucurați numai de exploatare, de câștig. Da. E greu atâta timp. E greu așa ceva. Dar nu putem să funcționăm. Am explicat că nu poate o carieră să funcționeze singură, pentru că trebuie să meargă o perioadă pe deschidere și trebuie să fie susținută de alte cariere în perioada asta, care sunt pe producție. Faceți contract cu CEO după aceea. Nu. CEO să meargă înainte, CEO să-și ducă la capăt menirea. Politica și menirea și... structurile guvernamentale să lase exploatările miniere să-și ducă până la capăt scopul și obiectul pentru care au fost create. Să nu le rupă la jumătate. Corect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am stabilit care e viitorul Comunei Plopșorul. Unul bun. Unul bun. Da. Vă urez să continuați activitatea și să... faceți din Plopșorul o comună și mai frumoasă și mai bine dezvoltată ca acum. Doamne ajută, și eu vă mulțumesc pentru prezența mea în emisiune și pentru ocazia care am avut-o să transmit pe această cale cetățenilor Comunei Plopșorul intențiile mele de viitor. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc, dragi respectatori, o seară bună în continuare. Doamne ajută!